Andreea, în 1994, două femei superbe. V-ați bătut pentru titlul de cea mai frumoasă femeie din România. Aș fi spus din univers, dar în fine. Una dintre voi a ajuns președinte al Camerei Deputaților. Așa. Ceea nu ești tu. Iar cealaltă, cea mai cunoscută prezentatoare de televiziune din România. Aplauze. Pentru că asta e un adevăr. Practic, ne-ați făcut surprize amândouă, doar că ale tale au fost mai plăcute. Vrem să-ți mulțumim pentru că nu ai intrat în politică. Serios. Și eu mulțumesc, să știi. Da, cred că a atras toată lumea de tine. Ai fi fost o președinte... Ah, nu, 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 că suntem în timpul alegerilor. Nu, nu, nu contează ce ai fi fost. Ai fi transformat Republica România într-o monarhie, pentru că ce altceva puteai fi tu decât o prințesă. Ah, mulțumesc. Oh. Așa da. Așa ce da. Gentleman. Vreau să vedem niște imagini de la acel concurs la care ai participat și tu și Roberta. Oh, nu, nu dați da, tot din casă, te rog, te rog, te rog. Haideți să vedem. Doamnelor și domnilor, în anul 1994 a avut loc un concurs de Miss absolut extraordinar. Cele mai frumoase femei din România au venit să cucerească titlul suprem de cea mai frumoasă femeie din această țară. Două dintre ele însă au ajuns în marea finală. O femeie superbă, Roberta Anastase. Cealaltă femeie, mai frumoasă chiar, Andreea Marin. Nu degeaba i s-a spus mai târziu zâna, dar... În urma unor împrejurări, prezentatorul a încurcat puțin rezultatele. Puțin, spunem, declarând-o pe Roberta Anastase câștigătoare. Ei bine, după 25 de ani, am găsit hârtiile, am refăcut calculele și adevărul a ieșit la iveală. Ei bine, rupem tăcerea. Andreea Marin a fost adevărata câștigătoare. Andreea Marin merita titlul de Miss România în 1994. Acum vom repara ce s-a stricat atunci. Doamnelor și domnilor, adevărata Miss România 1994, Andreea Marin. Andreea Marin. Andreea Marin. Doamnelor și domnilor, Andreea Marin. Extraordinar! Andrei, ești tu? Am dat timpul înapoi. Incredibil, incredibil, incredibil ce se întâmplă aici, în acest studio, Andreea Marin, acum un an. Acum 20? Nu, 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 nu. Fii atentă, te rog frumos, ce ți se pregătește. Te rog frumos, închide ochii. Ia să văd, te rog, da? Închide ochii. Îi închid. Da, crede-mă, nu este nicio glumă. Închide-i, du-te cu mintea în 1994. Vreau să retrăiești senzația pe care o aveai atunci, pentru că vreau să mi-o descrii exact. Simți? Nu, nu, simți? Stai, da, simți, auzi muzica? Unde-i bastonul ăla al tău? Așa, cum e bastonul de bastonul? Auzi muzica, spune-mi, auzi muzica? În primul rând, da. Nu aveam încă așa. Această coroniță pe cap, da? Mai pus-o invers. Aoleu, asta e coronița aia de la... Aoleu, înțeapă rău. Auzi bătăile inimii, spune-mi. Ai închis ochii, ai închis ochii, da. Hai, simți speranța aceea imensă că îți vei auzi numele strigat. Și încă cum, așa. Doamnelor și domnilor, câștigătarea noastră de atunci este... Ia uite, domnule, că și la noi a ieșit tot Roberta Anastase. Aoleu, da, nu știu, degeaba am venit. Nu, nu, deschide ochii, nu. Andreea Marin, pentru noi... Mie ești... să-mi dai coronița, că e a mea asta. Îți dau tot ce vrei de acasă. Tu. Pentru noi ești da. Miss România pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Mulțumesc. Sex bomb, and baby you can turn me on. Sex bomb, sex bomb.